Temperaturi record și la Râmnicu Sărat. Termometrele au indicat astăzi la amiază 38 de grade, o urgie greu de îndurat de cei nevoiți să lucreze sub soarele arzător. Cel mai greu a fost pentru bătrâni, pe care canicula i-a surprins pe stradă cu diferite treburi. Jale, mamă, suntem bătrâni de aici. Văd că vă răcoriți cu înghețată? Cu înghețată, da. Face față înghețată? Face, mamă, ne mai răcorim o leacă. E cald, nu? Da, cald. Și acasă, la dumneavoastră? Și acasă, mamă, și pe câmp și acasă. Dar e ora prânzului, de ce ați ieșit pe stradă? Avem puișori și ne trebuie combinate la puișori. La cumpărături? Da. Greu, mamă. Mai ales noi ăștia grași, ponderali. Greu, dar ce să facem? Uite, dar de ce ați ieșit la ora aceasta? Am venit de dimineață, dacă am avut treburi, am venit și noi pensia și mai cumpăra ce ne trebuie. Suntem de la țară. Cum vă hidratați astăzi? Apă. Apă, ceai, suc. Acasă cum este? În casă e mai răcoare. E răcoare. Ținem noaptea geamurile deschise, să aerisește. Facem duș seara și ne mai răcorim. Cald, sigur, la etatea mea. Ei. Cum vă hidratați? Cu apă. Apă. Văd că purtați și o șapcă. Da. E foarte hai, bine. Deschis. Greu, da. Ce să facem? Vă hidratați? Da, da. Ați și la orele prânzului acum? A fost nevoită să-mi ies. Câte apă beați? Eu de obicei beau apă multă, acum și mai multă. Acasă cum este temperatura? Acasă e bine, că am aer condiționat. Un lucru bun. Foarte bun acum. Am o urgență să duc pe cineva la gară. Și pe la ora aceasta? Da, la 1 de tren. Cum vă hidratați, doamnă? Cu apă, cu ceai, cu pepene și cu mâncare mai mult legume. Acasă, cum este temperatura? Foarte cald, că n-am aer condiționat și e foarte cald. Greu a fost și pentru vânzătorii de ziare. La orele prânzului, în chioșcurile de tablă, temperatura depășea 40 de grade. E foarte cald, așa e, dar ce să facem? Ne obișnuim, ba, cu apă, cu înghețată și... Cam câte grade credeți că este aici? La mine? Nu știu, 40-45 e cald aici. Destul de greu. Destul de greu. Până de seară ne muiem. Ați obișnuit cu căldura în fiecare zi aici? Da, ne-am obișnuit, că asta e viața. De atâta timp, de atâția ani de zile... Te înveți, te obișnuiești. Ce să faci? De nevoie. Un petec de umbră a fost astăzi la mare căutare pentru mulți dintre râmniceni. Într-o zi caniculară, cel mai bine s-au vândut răcoritoarele. Oferte de înghețată pe această căldură insuportabilă avem de zmeură, mere, ciocolată, sucuri, fructe de pădure, portocale, curaçao. Medicii recomandă să vă feriți în continuare de soare și să vă adăpostiți pe cât posibil în camere răcoroase. De asemenea, nu ieșiți din case la orele amiezii și beți multe lichide. Dacă aveți copii, feriți-i pe cât posibil de temperaturile ridicate și de expunerea la soare.